Candidații PPD de la alegerile parlamentare îndeamnă sălăjenii să meargă la vot. În opinia lui Gheorghe Stanciu, candidat la fotolul de senator pe colegiul Zalău-Jibou, e nevoie de o schimbare radicală în România. În caz contrar, vom asista la o ceartă permanentă între cele două clanuri, afirmă reprezentantul PPD, făcând referire la USL și ARD. Va fi dezastru pentru România. Instituțiile statului nu pot să-și facă treaba în liniște. Pentru că le stă tot timpul sabia deasupra capului, că mâine îl schimbă, că mâine nu îl schimbă, ce s-a stea? Iar din astea toate, cine suferă? Cei mulți. Noi. Noi, contribuabilii, serioși, noi cei care, zic eu cât de cât, cu ei sau fără ei, am merge înainte. Dar problema e că ne încurcă. Iar imaginea noastră, pe plan național și nu în ultimul rând pe plan internațional, se veștejește. PPD-diștii și-au criticat contracandidații pentru că, spun ei, în loc să stea de vorbă cu cei cărora le cer voturile, aceștia se limitează doar la împărțit materiale promoționale.